Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Azi voi face un nou video deoarece am foarte multe noutăți, foarte multe schimbări. Bine, foarte multe noutăți, să sunt decât 5. Așa, achiziții, de fapt. Am și mutare, după cum puteți vedea, nu mai am 4 alte șoroțe, mai am 3, atâta voi lăsa familia. Pentru că vreau să scot boboși din ei și la 4 nu cred că face rățul față. Oricum voi mai forma încă una. Și vreau să mai fac tot astăzi o promovare canalului Andrei Cristian. Face și el o treabă foarte bună acolo. El nu postează chiar atât de des cu animale. El postează și cu alte chestii, lucruri diferite, biciclete și așa mai departe. Dar are 56 de abonați și vreau să-l ajutăm să ajungă măcar până luna care vine încă 44 de abonați, să facă și el 100 de abonați. Își dorește foarte mult și puteți să intrați și pe canalul lui acolo să-i dați un share. Așa, acum să-i mergem mai departe. După cum puteți vedea aici, am băgat cușca. Dar nu știți ce este aici. Voi ce credeți? Haideți, scrieți repede acolo în comentarii ce credeți că am eu aici. Aici este puțin mizerie pentru că au dormit rațele seara aici. Dar haideți repede. Mai las 5 secunde. 5, 4, 3, 2, 1. A scris acolo în comentarii. Da, na, na, na. Iepuraș. Nu m-am de această surpriză, pentru că a venit foarte spontan. Am văzut pe Facebook la un băiat din apropiere. Și a zis că vreau și eu. Și mi-a adus. Acum 2 zile, uite, să fac poporul. Sunt iepuri comun de curte și acest beat cred că e un pic orcit cu uriaș german, dar nu este nicio problemă pentru că acesta este băiat și îl voi păstra pentru iepuroaica aceea și aceea. Și acesta este băiat și o să păstrez pentru această iepuroaică. Știți cât de frumusică este aceasta? Țucă! Țucă, eu mor din tine, țucă! Stai că nici nu știu cum să mor. Stai că de frumoasă. Adică tot să mă fugi de ei este cea mai foasă. Să pun aici la locul ei că și-a încălzit locul și acum am dat-o la o parte. Stai puțin, să stai. Trebuie să le aduc apică călduță. Asta e destul de rece. Aici am mâncare, mănâncă foarte bine. O să le aduc și morcovi. Acest băiețel este foarte frumos. Este galben. Și această fetiță este foarte pufoasă, deci uitați ce căpușor are. Uitați-vă puțin. Asta nu este chiar așa. Oricum, toți sunt frumoase, sper să facă pui. Vă dați seama că nu o să-i las aici foarte mult timp. Adică o să-i las până să mai crească puțin pentru că este frig. Iar apoi o să-i pot. Doar până să-i închid la ei. S-a închis. Acum să ieșim. Urmează pe la începutul lunii martie să mai închiționez încă ceva. Nu vă zic ce, poate să vă zic pe parcurs, dar acum nu vă zic ce. Este 10 de dimineață, este ora... Dați că vezi că acum cât e ceasul. Este ora 8 fără 10 și măcar n-am apucat să dau drumul la animale. Abia acum le dau și eu drumul la capre și la asta. Mă duc că trebuie să scot și rațele dinăuntru. Adică v-am spus că am câteva... V-am spus că am câteva mutări. De obicei seara aici dorm rațele, pe această platformă. Asta e trocul la rațe. Și aici este trocul la capre. Asta trebuie. Să le scot, uitați-le. Hai afară, hai. Uitați-le și pe legea. Sunt 3 femele și masculul românesc. Pe acestea o să le păstrez pe toate pentru că vreau să văd ce scot. Chiar dacă știu că ele nu o să cadă, poate o să le pun câteva ouă sub o rață. Sub o rață leșească. Pentru că rățuiul le calcă. Rățuiul calcă tot ce prinde și românesc și leșesc și... Nu plecați. Aici, după cum știți, am făcut chestia asta la capre, adică gen să stea ele ziua, că înăuntru de obicei stau rațele și aici au ele jos paie și aici le pun lucioară în ele, au coceni, tot ce le trebuie. Da, rațele! V-am zis că e dimineață, de asta cântă cocoșul într-una, dați găinile numai într-una. Bruna vrea să plece,
Aseară am scăpat de 3 ori și m-am speriat foarte tare de ea. Asta și nu a fădit. Acesta este un video mai... Acesta este un videoclip mai scurt, dar acum voi merge să vă arăt și rațele celelalte pe care le mai am. Deci până acum, bine, asta nu pot să o numesc o familie reproductivă, deoarece rațele acestea, deoarece acestea nu ca, nu prea se ouă. Deci mai mult să văd acum se dezvoltă și ce dăstau. Dar nu pentru os sau, poate pentru carne, da, pentru că sunt foarte bune de carne, dar în rest, no. Și aici mai am așa. Aici mai am, nu știu câte rațe mai am. Cred că 2, 4, 6, 8, 10 rațe și un rațe. Mai am 11 rațele și mai am aici. Și cu 4 în partea cealaltă am 15 rațele și ăștia. Din 15, nu s-au luat, din 15 rațele și ăștia am decât 2 rațe și 13 rațe. Și trebuie neapărat măcar încă 2 rațe să-mi iau, doar că nu vreau, o să mai sacrific ele. Cum ar fi acelea care sunt mai mici. Aceasta, de aici. Ce vă zic, Bruno a scăpat. Iar a scăpat. Ok, pun pe pauză și vin după ce le închid. Gata, le-am adus înapoi. Au venit după mine și nu mai vrea să le las să mai plece. Să ce-și pizdă un sorcat. Ah, și eu beau de aici, prin spate pe acolo. N-am mai legat aceea și am zis că nu ies. Dar uitați că ies. Stai... Bruna, nu vreau să ne certăm, Bruna. Stai cu mințică. Da, nu vreau să ne certăm, dar hai să ne certăm. Să dea piatra asta grea. Prr, ța înapoi, n-auzi? Ța! Bruna, să nu îndrăznești. Da, nu mă ascultă. De ce v-ați dus, măi, în magazin? De ce? Ieșiți afară, pun pe pauză și vin că le scos. Gata, le-am scos, s-au urcat una pe alta. Și acum trebuie să o duc pe Bruna. Nu mai faci tu ce vrei, gata. Până nu-ți fac asta, te bag înăuntru. Hai da. Te bag înăuntru, tătă. Iza, părcălavă, hai da. Ța! Ța, n-auzi. Ța, Iza! Ța, 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 ța. Nu știu unde mi-am pus sticla aceea, că aveam o sticlă cu pietricele și cum băteam, se speriau. Da, dar acum o țin pe Bruna aici ca să nu iasă Iza, să nu plece amândouă. Bruna, să nu îndrăznești. Le-ați văzut? Spune-ți, le-ați văzut? Că de dată vine să le bat. Câte dată vine să le bat. Acum trebuie să fug pe partea de altă care nebună după ele. Da, și de ce așa am mai lungit acest videoclip. O să le bat și o să închei și videoclipul pentru că l-am lungit foarte tare, totuși pe bobiță. Nu-mi spuneți că a sărit înapoi. Da, da, o sărit înapoi și când mă vede fug. Foarte inteligentă, foarte! Deci nu știu de unde atâta inteligență pe niște animale. După aceea trebuie să le apă la o cernă, dau mâncare la sofiță, pun apă la iepuraș și apoi mă duc în casă pentru că afară este foarte frig, cred că sunt minus 3 grade. Inițial aici am vrut să aduc iepurașii, doar că este destul de frig aici și am să-i mai las acolo. Și apoi o să-i separatizez. Brunața! Să nu îndresc! Prrrr! Hai! Ța înapoi! Ța! Ța n-auzi! Hai! Prrrr! Ța! Ța înapoi! Ța! Ța! Hai! Prrrr! Ța înapoi! Hai da! Sus! Sus! Prrrr! Ța înapoi! De ce și acolo vor să mai intre? Sus! Sus!
Da. Cam și asta a fost și videoclipul de astăzi. Eu am fost bună și ne revedem de la viitoare. Vă chinuiți să bag capurile.